pic mai aproape de domnul Gheorghiu și o să începem un soi de mică dezbatere, dacă domnul Gheorghiu este de acord, cu niște întrebări ce se potrivesc lucrurilor din societatea noastră. Domnul Gheorghiu, în primul rând vă mulțumim din nou că ați acceptat invitația noastră și, în al doilea rând, conferința dumneavoastră s-a numit Fratele nostru este viața noastră. Dar uneori și surorile noastre sunt viața noastră. Iar platforma civică împreună, trebuie să spunem, asta este la ora actuală singura organizație civică din România care militează pentru doamna doctor Camelia Smicanu. O rugăminte, dacă ne puteți și dacă le puteți povesti celor care participă pe scurt povestea, dacă le puteți spune povestea doamnei doctor Smicanu. Da, vedeți, povestea doamnei doctor Smicală este, ne reîntoarce la același lucru, la cât de aproape putem fi de cei de lângă noi, sau la cât de departe putem fi de cei de lângă noi. Și la ce și cum poate mișca acest resort ca fratele nostru să devină cu adevărat viața noastră. Doamna doctor Smicală și copiii ei trec printr-o tragedie teribilă de ani de zile. Nu o să intru niciun amănunt juridic. Povestea pe scurt este că cei doi copii au fost dânsa trăiește în Finlanda cu copiii și cei doi copii au fost luați de acasă, duși la un centru social, fiecare în alt centru social, sub acuzații absolut false, ridicole, hilare. Iar această mamă nu reușește de peste 3 ani de zile să își aducă copiii înapoi, în casă, în familie, nu reușește să vină cu ei în țară. Copiii au crescut deja, au 12 ani, băiatul are 12 ani, luptă și ei cu tenacitate împotriva tuturor influențelor, împotriva tuturor celor care încearcă să-i convingă să nu mai lupte, să nu mai fie o familie. Doamna doctor Smicală luptă și ea, are o slujbă, o slujbă foarte grea, este medic de urgență, salvează vieți. Și această familie este atât de greu încercată de, mă rog, un stat și organizație, această, mă rog, organizație care se ocupă de copii și care la ora actuală asumă tutela acestor copii. Și deja s-a intrat în zona de abuz, mă rog, psihologic, psihiatric. Copiii sunt duși la doctor și le se încearcă, mă rog, să fie convinși să renunțe chiar până aici s-a ajuns să renunțe la mamă. Spunându-se că mama lor nu ar fi tocmai, mă rog, toate facultățile. Permiteți să dau citire scrisorilor. Avem două scrisori, sunt scurte, foarte scurte, dar foarte sincere. Vrem să știm pentru ce am fost pedepsiți. Ne-au dus la casa de copii, de fapt la închisoarea de copii. Am fost luați cu forța, am fost bătuți și chinuiți. Nu spun că mor, dar nu mai pot. Noaptea adorm la 3. Noi vrem acasă. Niciun copil nu rezistă atât. Ăia nu știu ce fac. Nu știu nici măcar ce vorbesc. Nici nu cred că ei știu ceva despre copii. Ceea ce spun ei nu este adevărat. Este scrisoarea scrisă de băiat, de Mihai Smicală, la vârsta de 11 ani. Doamne, Doamne, Iisuse Hristoase, Maica Domnului, toți Sfinții și Îngerii, vă rog să ne ajutați să fim din nou împreună. Să merg eu cu Mihai repede, acasă la mamă și să nu ne mai ia niciodată, amin. Aici toți minciunesc. Nimeni nu are grijă de noi așa ca tine, mamă. Noaptea mi-e dor de tine și nu pot să dorm. Casa mea este la tine. Maria Smicală, copil de 10 ani.
Putem să vedem așa ceva și la noi în țară vreodată, domnul Grădiu? Că tot vrem să fim o țară ca afară. Păi, dacă vă amintiți cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă, avem deja, mă rog, un astfel de caz. Vedeți, nu știu dacă știți, a existat un caz celebru al familiei Botnariu, o familie de creștini baptiști, cred, sau pentecostali, care, așa, pentecostali, care a fost despărțită de Barnevernet, celebru, mă rog, serviciu social din Norvegia. Și motivul practic, motivul adevărat pentru care au fost despărțiți a fost educația creștină a copiilor. Astfel încât a trebuit o întreagă campanie imensă dusă pe multe meridiane ale lumii ca această familie să fie reunită. Există din ce în ce mai mult această concepție că statul poate să intre în familie și statul poate să preia copiii pentru că statul știe mai bine ce e de făcut cu proprii noștri copii. Asta se numește practic naționalizarea copiilor, distrugerea familiei și etatizarea vieții individuale. Un lucru absolut îngrozitor și un lucru care merge dincolo de tot ceea ce, mă rog, noi am trăit până în 1989. Dar sunt multe cazuri, sunt cazuri concrete, sunt cazuri care se repetă an de an și noi am încercat și noi și alte organizații să facem tot ce am putut să aducem la conștiința publică la conștiința generală a publicului cazul familiei Smicală. Am ajutat inclusiv cu consiliere juridică și în alte moduri. Să sperăm că va exista o zi în care acest calvar se va opri. Dar nu poate, acest calvar nu poate să înceteze decât dacă și statul român înțelege că are datorie față de cetățenii săi, indiferent unde se află aceștia în lume. Acești copii trebuie sprijiniți de statul român. Acești copii trebuie să își exercite drepturile fundamentale sprijiniți de statul român și de guvernul României. Faptul că au dublă cetățenie nu înseamnă că statul român nu trebuie să-și facă datoria față de ei, față de mama lor. În fond, ceea ce își doresc este să plece din Finlanda și să reunească ca familie în România. De ținut cont este că nu există o hotărâre judecătorească prin care acești copii au fost luați din sânul familiei. A fost un organ administrativ care judecă aceste cazuri sociale privitoare la copii. Acestor doi copii și mamei lor li se interzice la ora actuală accesul la justiție în Finlanda. Au făcut nenumărate cereri ca, mă rog, cazul lor să fie judecat de un judecător într-o sală de tribunal. Nu li s-a permis. Deci, ca să zic așa, arestarea lor, prizonieratul lor, se bazează pe o simplă decizie administrativă. Ceea ce este, mă rog, foarte grav și care, lucru care trebuie, împotriva căruia trebuie luptat. Am înțeles că, la un moment dat, unul dintre argumente a fost acela că mie nu mi-a venit să cred așa că am verificat. Unul dintre argumente a fost copiii sunt mult prea atașați de mamă. Da, așa este. Cum poate? Adică ce-i dă dreptul unui stat să vină să hotărască, nu știu, cât de mult putem să ne iubim copiii sau părinții? Da, da. S-a ajuns deja la astfel de lucruri, s-a ajuns la o supraveghere și o supervizare a relației dintre părinți și copii. Astfel încât, mă rog, dar sunt sute, deja zeci și sute de cazuri. Cazul Norvegiei, în mod special, și a Barnevernetului, a fost discutat inclusiv
în Parlamentul European, au existat plângeri și în America, și în Polonia, din multe țări. E un lucru absolut îngrozitor. Și, mă rog, instituția în sine este o instituție foarte ciudată, pentru că, de fapt, mă rog, este un conglomerat de instituții private. Statul doar finanțează operațiunile acestor instituții private, în sensul în care, pentru găzduirea unor astfel de copii, pentru găsirea unor noi familii, statul plătește toate cheltuielile. Dar acești operatori sociali sunt, de fapt, provin din instituții private, din organizații private. Am avut așa, în iulie, dacă nu mă înșel, 2018, 70 de milioane de euro anual, 2,7 milioane de părinți care ar fi trebuit să meargă la cursuri de educație parentală, peste cât 17 sau 18.000 de formatori parentali care se pregăteau undeva pe la Iași și pregăteau o fundație. Și întrebarea e foarte simplă. A fost acel program respins prin eforturile dumneavoastră, de fapt un schelet al unui barnevel de românesc? Pentru că oamenii erau independenți de sistem. Erau oamenii unui ONG care, ajutați de stat, trebuiau să învețe, nu știu, toți bănuiesc că toți invitații noștri sunt părinți. Ar fi trebuit să mă învețe și pe dumneavoastră, și pe mine, și pe părintele Mirica, și pe toți cei care suntem părinți, că familia poate să fie compusă și din doi bărbați, de pildă, sau din două femei, sau din trei bărbați și o femeie, nu fiind regizi, da? Trebuie să ne învățăm copiii de mici că felul în care ei se nasc biologic nu înseamnă genul lor, nu este egal cu genul lor. Genul este un construct social. Iar noi, pentru binele copiilor noștri, trebuie să le spunem de la vârsta de 3-4 ani că ei nu sunt de fapt nimic. Să-și aleagă ei, la 12-13 ani. Dacă el e băiat și vrea să fie băiat, bine. Dacă vrea să fie femeie, am avut tot domnul Gheorghiu și Platforma Împreună au fost cei care au semnalat cazul unei conferințe în Focșan, parcă din Vrancea, în care un activist al unei fundații care apără niște drepturi, mă rog, zic ei că apără niște drepturi, a venit în fața unor elevi de liceu și a spus, citesc din memorie, eu astăzi sunt ce vreau. Eu astăzi, de pildă, aleg să fiu un bărbat nu știu cum, erotic, mă scuzați, Doamne ferește, suntem în biserică, și pansexual. Mâine pot să fiu altceva. Încercați și voi asta. Încercați exercițiul ăsta. Eliberați-vă și fiți ceea ce vreți. Adică, femeie, bărbat, ceea ce alegeți. Sunt peste 60 și ceva de genuri la ora actuală în multe țări din Europa, în multe state din America. Au fost oameni arestați în statul, în orașul Boston, au fost mai multe familii arestate pentru că nu au vrut să participe, să-și lase copiii să participe la astfel de cursuri. În Canada, la fel, în toate țările nordice, această ideologie de gen este foarte puternică. Întrebarea, că am făcut o paranteză mai lungă, este, a fost acea strategie, domnule Gheorghiu, un schelet al unui posibil barnevel românesc? Cred că până la barnevelul românesc mai avem ceva pași, sau ei mai au ceva pași. Dar a fost, dacă vedeți, încercarea cea mai puternică, cu, mă rog, raza cea mai puternică de atinge societatea românească, care a fost făcută de această ideologie de gen și de organizațiile care o susțin. Deci, acest proiect de a aduce 2.700.000 de părinți la școală pentru a învăța noțiunile ideologiei de gen și pentru a nu se mai opune cu nicio motivație, nici cu cea creștină, nici cu cea umanistă, nici cu cea, mă rog, naturală. Deci de a nu mai exista nici o rațiune de a te opune acestei ideologii de gen. Repet, a fost încercarea cea mai puternică cu, mă rog,
scopul cel mai bine precizat, ea a căzut datorită a tot ceea ce, mă rog, s-a întâmplat atunci, datorită opoziției pe care am făcut-o noi, în primul rând, dar și mulți alții în urma noastră. Noi am strâns atunci 300.000 de semnături ale părinților din întreaga țară, pe care le-am depus la Ministerul Educației, împotriva acestei inițiative. V-au răspuns până la urmă? Nu ne-au răspuns, Ministerul nu a răspuns, a delegat Institutul de Științe ale Educației să ne răspundă. Acum noi trebuie să înțelegem următorul lucru, că lucrurile astea, vedeți, le auziți aici și par așa, niște povești. Da. Bine spune părintele, niște SF-uri. Suntem calmi, suntem liniștiți, dar adevărul real, dacă l-am putea vedea și pipăi, este îngrozitor. Pentru că lucrurile astea deja se predau copiilor. Și în mediul școlar ca atare, și în activități conexe mediului școlar. Sigur, nu există încă această obligativitate, nu există această generalizare, astfel încât noi toți acasă să discutăm despre aceste lucruri, așa cum discutăm de faptul că ăștia taie pensiile, taie salariile sau că le măresc sau indiferent ce. Dar va veni ziua în care vom discuta cu toții despre aceste lucruri. Va veni ziua în care vom citi împreună bunici de 90 de ani, părinți de 50 sau de 30, copii de 10 ani, aceleași manuale și ne vom face cruce. Ziua aceea va veni. Nu. Pentru că toate lucrurile sunt scrise, se așteaptă numai așa, o împrejurare foarte, mă rog, propice, care să dea drumul acestor reforme. Și atunci, întrebarea e ce vom face? Și cine va face ce? Și cine se va trezi din care somn? Și cine va înțelege că ar fi fost bine ca în octombrie 2018 să nu ascultăm minciunile care ne se spuneau la televizor și să ascultăm ceea ce, mă rog, nu se spunea la televizor, dar se spunea în biserici, lângă biserici sau discutând în diverse locuri. Va fi mult mai greu. Dar e o luptă în continuare de dus. Suntem pregătiți pentru? Dumnezeu o să ne rezerve ceea ce merităm. Dacă suntem cu inima neîmpietrită și dacă vom înțelege ceea ce avem de făcut, cred că vom primi ajutorul necesar. Mai ar trebui și să mai spunem că nu suntem foarte departe de momentul despre care vorbea domnul Gărghiu. Nu suntem departe deloc. L-aș ruga pe domnul profesor să ne spună câteva cuvinte despre Convenția de la Istanbul. Un act prin care ne-am obligat și ne-am angajat noi ca țară, după ce am rezolvat toate problemele, bineînțeles, cu infrastructură, sărăcie, educație, tot, ne-am obligat ca țară să introducem ideologia de gen în manualele elevilor. Câteva cuvinte, domnul Gărghiu, ce înseamnă de fapt Convenția de la Istanbul și ce ne obligă să facem? Mă rog, ca să nu intrăm așa într-o discuție foarte legată de termeni juridici, e greu de urmărit. Convenția de la Istanbul e o convenție internațională pe care statul român a semnat-o. N-au semnat-o toate statele. Unele au denunțat-o, altele n-au semnat la clarificarea. O convenție prin care toată această ideologie de gen devine partea unui mecanism care obligă statele semnatare, să facă reformele necesare.
și să introducă ceea ce noi numim, ceea ce se numește ideologia de gen, în toate activitățile sociale, educative, culturale. Se pornește de la o bază a non-discriminării și se spune că toate genurile sunt, mă rog, dorite, visate de unii, sunt egale și că oricine se poate declara orice și că în momentul în care se declară altceva decât este ca biologie și ca fire și ca naștere, trebuie să se respecte această opțiune și că nu poate exista nicio împiedicare a acestei opțiuni și că inclusiv ceea ce noi numim valorile noastre și modul nostru de a vedea tradițional și natural, mă rog, cum să numim, trebuie să se schimbe, pentru că astea sunt numite ca fiind lucruri prejudecăți și că în fața dreptului fiecăruia de a afirma și de a se comporta cum vrea și să facă ce vrea, prejudecățile noastre trebuie să înceteze, pentru că au preeminență, are preeminență, așa zisă, egalitate, non-discriminare și așa mai departe. De fapt, este un mod de a introduce toate, repet, în toate domeniile vieții, ideologia de gen și valorile pe care această minoritate extrem de, mă rog, ajutată de toate cercurile, vrea să o introduc în societate, în învățământ. Practic, nu... Poate într-o zi venim și părinți, că asta vor. Da. Dar mai important decât, decât aspectele juridice, sunt aspectele, după cum spuneam, umane, la care trebuie să fim atenți. Pe astea le percepem, pe astea le auzim, chiar dacă nu, încă nu foarte des, dar înțelegem. Da? Înțelegem ce grav este pentru un copil de 6-7 ani să-i se spună că el poate fi acum băiat, dar dacă se hotărăște, la 10 ani sau la 12 ani poate deveni fată. Nu? E un lucru foarte grav și multe alte lucruri în care nu intrăm în discuție, nu dăm exemple acum, nu asta vreau să, despre asta vrem să discutăm, dar dacă nu simți cu tremurarea că sute de mii de copii vor învăța sau vor trebui să învețe acest lucru, fie, mă rog, și ca opțiune, ca variantă de ipoteză de lucru și așa mai departe, nu poți să simți grozăvia acestui lucru. Și dacă simți acest lucru, dacă această cutremurare, dacă simți această grozăvie, trebuie să faci, să faci ceva. Referendumul nu mai există, dar vom putea să facem destule alte lucruri, dar numai și numai dacă vom simți această cutremurare, vom înțelege gravitatea acestor lucruri și ne va durea soarta, chiar dacă noi nu mai avem copii de școală, dar ne va durea soarta acestor copii care vor trebui să învețe și deja învață în anumite, în anumite materiale auxiliare aceste, aceste lucruri. Sunt sute și mii de protocoale între aceste organizații civice, progresiste și licee, școli în întreg cuprinsul țării. Sunt, mă rog, caravane care merg și răspândesc valorile feminismului, valorile egalității de gen și așa mai departe. Sunt lucruri care se întâmplă. Sigur, nu le auzim la televizor, nu sunt discutate la televizor și atâta timp cât nu sunt acolo, pentru multe din lume dintre noi pare că nu există. Dar există. Sunt lucruri care există, sunt lucruri cu care mulți dintre, cu care mulți dintre noi s-au lovit. Vedeți? Aici e resortul ieșirii noastre din această teribilă criză. În arcul ăsta de energie dintre noi. Dacă acest arc devine un arc voltaic, da?
și începem să comunicăm cu această energie a atenției, a iubirii, a îndreptării către celui, către celălalt, mă refer acum nu la sfera privată, că aici fiecare încercăm să facem în această sferă socială, când trebuie să fim un tot, un popor care să apere, o generație să apere ziua de mâine, aici, dar tot așa, un popor nu redevine popor decât dacă legăturile dintre noi, arcul ăsta voltaic, merge de la mine la tine, de la familia mea la familia celuilalt și începem să înțelegem ce ni se întâmplă și începem să avem și puterea să, să acționăm. Dar, finalmente, ceea ce contează, piatra de temelie, este viața semenului nostru care trebuie să conteze pentru noi cât contează și a noastră. De aceea, această poruncă nu va cădea niciodată. Adevărul ei nu va cădea niciodată. Pentru că îl vedem. Vedem că dacă această legătură, dacă acest arc voltaic nu se naște, suntem singuri, însingurați, slăbiți, mințiți și când propria noastră biserică ne cheamă să facem mărturisirea, nu ne ducem. Pentru că spunem că e politică, că a preluat cineva politic acest lucru. A fost minciună. Cum multe, foarte multe au fost minciuni. Dar de ce am putut fi mințiți cu atâta ușurință? Sigur că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru aceste minciuni. Și ca aceste minciuni să intre în fiecare zi în casele și mințile noastre. Dar dacă gândeam mai mult sau dacă eram cu ochii mai deschiși către, către viitorul propriilor noștri copii, poate că aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat. În fond, mesajul nostru și numai al nostru și al zecilor și al sutelor de organizații care câte doi, câte trei, mai mulți, mai puțin fac, încearcă să facă ceva în mijlocul orașelor și cetăților românești, mă rog, cetății în sensul metaforic, vechi al cuvântului, este acesta. Mesaj și smerit și cu dragoste pe care îl împrăștiem, să fim mai atenți unii la ceilalți și la ce ni se întâmplă nouă ca un tot. Dacă reușim să facem acest lucru, ne vor minți mai puțin, vom crede mai puțin în minciunile lor și vom vedea mai bine adevărul care, mă rog, ar trebui să ne cuprindă pe toți. Sigur, asta în marile cauze care ne privesc ca popor și ca țară. Și referendumul și definiția constituțională a căsătoriei a fost un astfel de moment. Cred că ne putem opri aici. Vă rugăm să-l aplaudeți pe domnul lecția predată de dânsul în această seară, că inclusiv poate cel mai dificil vecin, poate vânzătoarea de la colț, care vă aveți impresia că v-a înșelat cu un leu, nu știți niciodată când vă va apăra în fața altora atunci când va veni acest văluc ideologic. Vă mulțumim că ați venit. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Da, mulțumim domnului profesor, mulțumim domnului ziarist Adrian Tistea.